Echipa Robotics Valley din Valea Jiului pune accent pe comunitate și implicarea acesteia, încercând mereu să dezvolte mentalitatea oamenilor și să conducă comunitatea către schimbare. Tinerii de aici au ambiții mari, care se transformă din vorbe în fapte. Astfel, fostele mine din Valea Jiului vor fi transformate în spații de dezvoltare personală și profesională, iar unul dintre acestea este un hub de robotică, unde fiecare elev are acces la workshop-uri de mecanică, programare, PR și mediu. Toate acestea sunt susținute de un grup de tineri cu experiență de 5 ani în echipele de robotică deja existente în județ. Pe lângă bucuria de a reprezenta proiectele pe care le realizează și cu care câștigă importante premii la concursurile naționale și internaționale de robotică, tinerii care fac parte din Robotics Valley sunt încântați că au reușit să transmită valorile după care se ghidează și felul în care funcționează împreună, chiar dacă sunt de la licee și din orașe diferite. Ei își doresc să facă tranziția de la o eră care este aproape apusă, cea a mineritului, la cea a roboticii. Sunt foarte pasionat și țin să menționez că m-a atras faptul că e multă lucru, multă muncă în echipă inclusă. Celor care sunt pasionați le sugerez să intre în contact cu echipa de robotică. Liceul poate să începe o echipă de robotică. Nu este foarte greu și zic că este posibil pentru toți. Voi vreți cumva să revoluționați ceea ce se întâmplă acolo în Valea Jiului. De ce această dorință? Pentru că eu, fiind născut în Valea Jiului și crescând acolo de mic, m-am îndrăgostit de zonă și vreau să văd că mă doare sufletul când aud că nu mă întorc pentru că nu există speranță. Și vreau să fac tocmai pentru cei care nu vor să se întoarcă o speranță, să-i oblig eu să se întoarce pentru că acolo e cel mai bine. Plus, dacă pot să completez ce zice el, foarte multe licee au echipă sau dacă nu poate fi înființată, cei de la Nații prin Educație, cei care au adus competiția de robotică la noi în țară, oferă susținere, din câte țin minte, până și anii ăștia mi se pare că încă oferă susținere pentru deschiderea primei echipe. În plus, implică foarte multe chestii pe lângă robotică, cum ar fi proiecte. Pe el l-am recrutat de la un proiect care a inclus vizita doamnei Eliza Ferreira din Parlamentul European la noi în Valea Jiului. După ne-am întâlnit cu el, l-am recrutat și încă continuăm să-l ducem prin tot felul de proiecte. Deci dacă cineva vrea să experimenteze cât mai multe chestii noi, să vorbească cu un profesor sau cu cineva sau să se intereseze singur pe internet cât mai multe proiecte care sunt realizate de Uniunea Europeană. Competiția în care participăm și activăm noi, numită First Tech Challenge România, cum a zis și colegul meu Adrian, este organizată de ONG-ul Nație prin Educație, competiție care e originară din Statele Unite. Echipele care participă în cadrul acestei competiții au aproximativ un buget anual, deci un buget anual de 10.000-12.000 de euro. Noi, din Valea Jiului, echipa UAFI, am avut un buget pe anul trecut de 4.000 de euro. Buget cu care am reușit la etapa regională să luăm locul 1 la Connect Award, prin care am reușit, adică am fost cei mai buni la a conecta competiția cu comunitatea STEM. E o roată care continuă să se miște, un bulgăr care tot crește la noi în vale, ca să fim siguri că următoarea generație o să vrea să schimbe la fel de mult ca și noi sau chiar mai mult. Toate echipele de robotică din Valea Jiului sunt reunite sub numele de Robotics Valley, iar țelul acestor tineri este să construiască o echipă care să rămână aici, indiferent de schimbarea generațiilor. Noi participăm la ceva numit program de tranziție justă, prin care dorim să facem tranziția de la această eră învechită a cărbunului la o eră a roboticii, să transformăm mina Petrila, deci o mină veche, mina Petrila, să transformăm într-un hub sau un epicentru al roboticii. Și cum o să zic Adrian mai departe, Adi, sloganul nostru? Am găsit eu comparația asta. Mă gândesc că așa cum a apărut Silicon Valley în America, așa ne dezvoltăm și noi în Valea Jiului. Și îmi place să zic că dacă americanii au Silicon Valley, Europa o să aibă Jiul Valley.